Deci, noi am căutat să facem vinuri sănătoase. Am căutat consumatorii noștri să ne aprecieze prin faptul că nu se doară capul după ce consum vin de la noi. Asta a fost primul lucru. După care am avut ținuta de soi românești, vinuri deosebite, vinuri bio și deosebite. Nu numai bio, ci și deosebite. Soi unicat cum le are România. Este greu? Mai greu decât un vin convenționat? Mult mai greu, mult mai greu și de obicei eu nu m-am dat la o parte când a fost vorba de muncă multă. Suntem educați de mici copii în ale muncii și atunci n-a fost o problemă munca. Puteți face o comparație în ceea ce privește cheltuielile? Cheltuielile sunt cel puțin duble ca să faci o sticlă de vin bio. Explicați-ne cum e Podgorie, cum... Da, vinul bun se face în vie, întotdeauna. Iar principiul prin care mergem noi sunt în non-intervenționiste. E exact cum lucrezi cu un doctor, cu un pacient, în care în loc să-i dai amoxiciclina, îi dai aspirina, și încerci să-l convingi că e sănătoasă aspirina și nu trebuie să ajungă la amoxiciclină, vă dau exemplul ăsta că e cel mai de înțeles, la fel facem și noi cu via. Căutăm să o facem să înțeleagă, să-i dăm ceea ce e necesar din macerate de plante, din cupru și sulf, în care ea să crească mai puternică, să crească mai sănătos și cu vigoare, cu imunitate, ca să zic așa. Dăunătorii, cum vă înțelegeți cu ei? Vă spun și aici, noi lucrăm pe trei principii, sau avem trei principii pe care lucrăm. Odată lucrăm la nivelul solului și lucrăm înerbat cu plantele, în așa fel încât, ca să înțelegem mai bine, plantele între ele se conectează exact cum e internetul, din pământ, da? Și să luptă, atunci când dai într-o plantă, dai și în cealaltă de alături, sau au o conectare între ele, după care lucrăm la nivelul plantei, la nivelul solului asta, da? La nivelul plantei, căutăm să mergem pe plantele locale, în care acele au bacteriile care trebuie, au naturalețea care și un echilibru al naturii. Între, vă dau cel mai bun exemplu, e aia cu lupul, capra și cu varza, da? Să mănânc una pe alta. Exact același principiu, în care căutăm să echilibrăm ecosistemul plantației respective. Și mai lucrăm la un alt nivel referitor la ce ați întrebat dumneavoastră cu insectele, un echilibru dăunători-prădători. Deci am adus sau am dezvoltat prădătorii dăunătorilor vii. Da? Deci cum să mai avem de lucru cu concepțiile de a consuma sănătos? România are mult de făcut pe capitolul acesta. Suntem la un început de drum în România. Dar culturalizarea și efortul pe care îl facem, nu numai eu, ci și alții din domeniul bio, ați văzut, și la lapte, și la carne, căutăm să facem cu toții efort. Chiar în momentul acesta suntem cu un proiect de a face 100 de restaurante bio în care să găsim totul bio. Dar nu e simplu. Deci avem un început.